DC News a publicat o serie de e-mail-uri și mesaje interne de mobilizare trimise număr mare de membri ai grupului de click. Ținta acțiunilor sunt manifestările publice din data de 1 decembrie din toate orașele mari ale țării. Dacă vom fi suficient de mulți, vom reuși să fim prezenți nu doar pe străzi, dar și în imaginile preluate de ziare și transmise de televiziuni. Este un mesaj transmis de de click. Pentru a fi cât mai vizibil ne-am propus să facem fotobombing. Cu pancartele în mână vom intra în cadrele camerelor foto sau a carelor de transmisie TV. Vom vâna în special momentele în care politicienii își vor transmite mesajele mincinoase despre cât de multe iubesc țara, astfel cei ce se uită la TV ne vor vedea și pe noi în cadru. Este o tactică simplă de protest, dar extrem de eficientă, au transmis organizatorii. De 1 decembrie le stricăm poza oficială, vrem să mergem la manifestații cu pancarte și cătușe și să intrăm în cadrele TV, mai spun aceștia. Grupul de click își propune cu ajutorul membrilor să adune bani pentru a produce 3000 de pancarte până la data evenimentului.